Mănânc avocado de două ori pe săptămână pentru sănătatea inimii, studiu, un studiu publicat în martie 2022 în Journal of the American Heart Association a examinat relația dintre consumul de avocado și riscul pe termen lung de boli cardiovasculare. Se pare că avocado consumat de două ori pe săptămână aduce beneficii semnificative. Descoperirile servesc ca un alt exemplu de ce avocado este unul dintre cele mai sănătoase superalimente din lume. Ar trebui să mănânci avocado de două ori pe săptămână pentru sănătatea inimii și a creierului, a pielii, a digestiei și nu numai. Rezultatele studiului. Avocado de două ori pe săptămână protejează inima. Un studiu din martie 2022, care a inclus peste 110.000 de persoane, a examinat relația potențială dintre consumul de avocado și riscul de boli de inimă pe termen lung. Toți participanții la studiu nu aveau cancer, boli coronariene și accident vascular cerebral la momentul inițial, iar dietele lor au fost evaluate la fiecare 4 ani. După 30 de ani de urmărire, cercetătorii au descoperit că cei cu un aport mai mare de avocado, consumând de două ori pe săptămână, aveau un risc cu 16% mai mic de boli cardiovasculare și un risc cu 21% mai mic de boli coronariene. Aceste date sugerează că înlocuirea unei jumătăți de porție pe zi de alimente grase, inclusiv margarina, untul, brânza și carnea procesată, cu avocado, poate reduce semnificativ riscul de a dezvolta bolii de inimă în viitor. Alte beneficii avocado Avocado este un fruct bogat în nutrienți, care conține grăsimi sănătoase, fitonutrienți, fibre, potasiu, magneziu și acid folic. Este o sursă excelentă de acid oleic, un acid gras omega, nouă care s-a dovedit că este benefic pentru sănătatea inimii prin reducerea tensiunii arteriale și scăderea colesterolului. Multe beneficii avocado provin din acest acid gras mononesaturat. Pe lângă faptul că avocado este benefic pentru sănătatea inimii, consumul regulat al superfructului are și următoarele beneficii reduce riscul de sindrom metabolic, protejează împotriva rezistenței la insulină și a diabetului, susține sănătatea ochilor, a pielii și a părului, promovează pierderea în greutate, susține o digestie sănătoasă, stimulează starea de spirit, ameliorează simptomele artritei, combate creșterea celulelor canceroase, cum se adaugă la dietă vestea bună despre avocado, care reduce riscul de boli de inimă și alte probleme majore de sănătate, este gustul și versatilitatea acestuia. Poate fi adăugat la scop euri, salate, sosuri și multe altele. Puteți face chiar și înghețată de avocado sau mus de ciocolată. Asigurați-vă că fructele sunt mai înainte de a le tăia și apoi scoateți sâmburele. Poate fi tăiat cu bulețe și adăugat în salate, piure ca topping pentru rapuri sau gurgeri sau folosit pentru a face sosuri, precum guacamole. În smot euri, avocado servește ca ingredient cremos, ce oferă grăsimi sănătoase, îmbunătățind în același timp textura. Brânză de avocado la grătar burger cu bizon cu avocado orap cu salată de avocado Muis de ciocolată cu avocado Concluzia un studiu din martie 2022 publicat în Journal of the American Heart Association a examinat relația potențială dintre consumul de avocado și riscul de boli de inimă pe termen lung. Studiul a inclus peste 110.000 de persoane care nu aveau cancer, boli coronariene și accident vascular cerebral la momentul inițial. După 30 de ani de urmărire, cercetătorii au descoperit că cei cu un aport mai mare de avocado, consumându-l de două ori pe săptămână, aveau un risc cu 16% mai mic de boli cardiovasculare și un risc cu 21% mai mic de boli coronariene. Așadar, bucurați-vă de beneficiile aduse de consumul de avocado pentru întreg organismul, dar în special pentru sănătatea inimii. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți cu prietenii voștri!